Integritate, responsabilitate, respect, lege, curaj, comunitate. Mai multe valori, o singură forță. Polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate. Pretutindeni se dezvoltă rețelele de trafic de droguri și de carne vie, criminalitate informatică, spălarea de bani. Infractorii se implică în acte de corupție, încercând să controleze autorități, oameni, instituții. România a declarat toleranță zero crime organizate, iar polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate sunt în misiune permanentă. Polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate sunt în alertă continuă, mereu în contact cu colegii lor din țară și din străinătate. Sunt pregătiți pentru a face față noilor provocări. Oameni pe care îi vrei aproape, pe care te poți baza. Sunt demni, își iubesc profesia și au de partea lor legea. Oamenii cetății sunt oameni, pur și simplu.